Bună seara și bine ați venit la program, este să zicem adică. Bună seara, bună seara, oricum. Daria, pe băiețelul care a stat eu aseară de vorbă cu el la Constanța, Darius îl chema. Și când am zis Darius, mă gândeam Daria. Deci Daria și Darius, iată, sunt două nume cu care mă întâlnesc eu. Așadar, nu pierdem prea mult timp, începem treaba. Dacă colegii tăi au intrat în vacanță, tu te-ai decis, nu prea îți place ție ideea asta, dar hai, meargă, nu? Nu, Daria, să vezi că venim aici, venim ca și cum la o întâlnire de asta în care să ne simțim bine. Facem un exercițiu de gândire, vrem să descoperim tot felul de tehnici. Asta trebuie să înțelegi, nu? Da? Deci, să spunem tot așa. Subiecte testare, clasa 5-a. Subiecte testare, clasa a 5-a. Noi suntem a 4-a, dar în dorința și ideea asta de a reuși să intrăm la o clasă bună, parcurgem și testele și să am colegiul bun. Se consideră numărul N mare egal cu 1. N mare egal cu 1, 2, până la 20. 1, 2, 3, 4, 5, până la 20. 7, 8, 9, 10, cu două cifre, da? Da, 10. 10, 11. Ce scrie pe toate? Cum te poți până la 20. Așa. Amic. Să se calculeze suma cifrelor numărului N mare. Yes. Suma cifrelor. Da, suma cifrelor. Yes, egal cu 1, plus 2, plus 3, plus puncte, plus 20. Cred că știu. Dar e suma cifrelor oare sau a numărului de un profesor? Să se calculeze suma cifrelor. Nu e așa. Până la 1 aici e bine, 1 plus 2, 3 plus 7, 8 plus 9. Că zicea de aici, ăsta e număr, așa văzut. Da? Aici e problema, iar e dreptate, trebuie să analizăm. Adică vedem acolo în componență pe 1 și 0. Exact. Da? Deci de acum spunem așa, după ce ne ducem până la 9, 1, 2, 3, 4 plus 5 plus 6 plus 7, plus 8, plus 9, plus 1 plus 0, nu? 1 plus 0, plus 1 plus 1, corect, plus 1 plus 2. 1 plus 2, adică vedem noi aici că 1 ăsta se repetă, da? 1 plus 3, asta ar fi echivalentul 13, da? Da, plus 1 plus 4, plus 4, plus 1 plus 5, plus 1 plus 6, plus 1 plus 7, plus 1 plus 8, plus 1 plus 9 și plus 1 plus, plus 2 plus 0. 2 plus 0. Deci ai înțeles suma cifrelor, trebuie să fim foarte atenți. Perfect. Iată, cât pe ce să intrăm într-o facem suma lui Gauss. Da, suma lui Gauss, dar ar fi fost B mic, da. Care este cel mai mic număr de 6 cifre care se poate forma cu cifre ale numărului N mare? Deci mai repet. Care este cel mai mic număr de 6 cifre care se poate forma cu cifre ale lui N mare? Cifre. Ok. Perfect. Cel mai mic număr de 6 cifre. Da. Nu spune distinct. Care se pot forma cu cifre ale numărului. Deci nu spune distincte, da? Nu. Deci putem să punem 1, 0, 0, pentru că avem 2 de 0, 1, 0, 0, 2, 2, 3, 3. Da, 1, 0, 0, da? Da. Dar avem și de al de 1. Dar mai avem de al de 1, uite câți de al de 1 mai avem. Sigur că da. Dar e. Păi dar nu trebuie să le folosim pe toate. Păi nu, spune dar, cel mai mic număr, practic. Păi da, cel mai mic număr, atenție. Da. De 6 cifre. De 6 cifre. Păi uite cât de 1 mai sunt. Deci 1, 0, 0, 1, 1, 1. Corect. Ăla este. Deci numărul care se cere
e 1 cu obligatoriu, când n-avem altă soluție. Da, corect. 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1. Așa. 1, 1, 1. 2, 4, 6. Da? Asta e numărul. Adică e vorba de... cel mai mic număr. 100 de mii, 111. Cel mai mic număr. Care se pot forma de 6 cifre, folosind cifrele acestuia, da? Da. Bun. Și la ce? Să se scrie cel mai mic număr pe care îl putem obține din N mare prin eliminarea a 4 cifre fără a schimba ordinea cifrelor rămase. Cum adică? Asta e puțin. Mai ce spune? Da. Să se scrie cel mai mic număr pe care îl putem obține din N, deci cel mai mic număr, prin eliminarea a 4 cifre fără a schimba ordinea cifrelor rămase. Adică, adică cu alte cuvinte, elimină tu 4 cifre de unde vrei, da, tu și scrie pe cel și mai ce mic. Și ce rămâne să fie cel mai cel mic. Mai mic. Da, fără să schimbi ordinea. Fără să schimbi ordinea. Da. Păi 1, 2, 3 merge. Să le tăi pe cele mai mari, nu știu. Da, vrea prin eliminarea a 4 cifre, trebuie să elimini întâi 4, Daria. Păi, nu se pun numerele 11, 12, ci pun 1, 2, 3, deci nu 4. Poți să aduci, păi ăsta nu, da, le poți să aduci în prim plan, fără să schimbi ordinea. Ordine, da. Da. Pe ca să fie cel mai mic, îl eliminăm. Da, dar poți să elimini 4 cifre de unde vrei tu, da, nu știi ce că la rând. Dar până la 20, adică pe toate până pe, la 20. Da, din tot numărul. De la un cap până la cealaltă. Da. Și ce se rămâne? Se rămâne cel mai mic cu putință, deci să rămân cel mai mic cu putință, în ideea că... Putem să le scriem pe toate de la 1 la 20? Păi uite, să fie mai ușor. Uite, scrise, nu sunt mai scris. Toate. Păi scrie toate scrise cifrele? În suma aia. Da, nu știu așa. Dar ia uite, în suma de la A sunt scrise în toate. În suma, dar nu înțeleg în suma aia. E plus între 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus... Păi el fac fracție de plusul ăla și sunt toate acolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Deci eu tot ce spun este că 1 și 0 rămân mereu. Tot așa. Da, dar vrea cel mai mic număr. Păi da, asta mă gândesc, stai. Stai să scrii un număr foarte lung. Nu, domn profesor, trebuie să-l scriem pe tot. Deci, eliminăm 4 și scriem pe tot, pe tot. Da, dar vreau să vedem cât e de lung. Nu ne propunem să-l citim numărul acela? Deci că... nu ne propunem asta. Da. Eu cred că pe 8 și pe 9, dacă îl scoatem de la fiecare, că astea sunt cele mai mari. Pe 8 și pe 9 și îl tăiem pe 8 și pe 9. Da, dar vezi poziția. A, nu, da, poziția. Asta e poziția. Ar fi altfel. Foarte important. Ar trebui să scriem una sub alta, domn profesor. 6, 7, 8 și 9. 5, 6. Eu hai să vedem. Hai să ne gândim numai până la 9. Deci numai până la 9 să vedem numărul. Cel mai mic. Da. Și să vedem ce cifre ar trebui să eliminăm, cât asta să fie cel mai mic. Ok, deci 1, 2, 3, 4, 5. Deci așa, așa, ar fi 123 de milioane. 456 de mii. Și nu punem nici 0, nici nimica. Și s-ar transforma numărul. Apoi îl eliminăm pe 5 și apoi pe 2. Dacă îl eliminăm pe 9, ce ne rămâne? Ne rămâne... Dar fără 9, fără 9, fără 9. O secundă. Pe puțin. Facem așa fără un joc. Fără 9, da. Dacă îl eliminăm pe 9... Da, ne rămâne 12.345.000. 12.345.678. Da? Da. Dacă îl eliminăm pe 2 de aici... Ne rămâneau 13.000. Nu era cel mai mic. Nu era cel mai mic.
Da. Dacă îl eliminam pe 3, ne rămâneau 124. Mie mi-a dat acum... Față de 123 iar nu era. Eu am găsit deci, aici Dai un pic, Daria. Deci, dacă... Dacă l-am eliminat pe 9, a devenit așa, 12 milioane, da? Da. Dacă îl eliminăm pe 8... Și pe 9 îl lăsăm? Locul lui 9 îl lăsăm, da. Deci urmărim acum numai cu o cifră să eliminăm. Corect. 12 milioane, 345. 679. Care e mai mare dintre ăștia? Care e mai mic? Păi ăsta cu 8. Tot ăla cu 8 e mai mic. Păi e tot ăla cu 8. Da? Deci ăsta cu 8. Domn profesor, mie mi-a dat aici un număr, am făcut înainte, și mie mi-a dat aici un număr 13.467. Dar nu din 6, ai înțeles greșit, din tot numărul. Nu, din numărul ăla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Până aici, da? Da. Și am eliminat 4. Da, am eliminat 4. Dar încă eu nu m-aș grăbi să mă duc deodată să elimin 4 cifre deodată. Eu aș vrea să eliminăm câte o cifră. Deci vreau să fac jocul progresiv, să nu mă hazardez deodată, să cred că m-am dus foarte repede pe culoarul ăla. Deci încercăm câte o cifră să vedem dacă așa e corect. Păi. Deci vezi tu, deocamdată, dacă am privit pe acesta ca fiind din 6, din 9 cifre, din 9 cifre, și am eliminat o cifră între 8 și 9, numărul a devenit mai mic în momentul în care am lăsat pe 8, nu? De l-am eliminat pe 9. Dacă le eliminăm pe 7, el devine cât? Devine 12, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Da? 8, 9, că pe 7 l-am dat deoparte în momentul de față, da? Și care este mai, cel mai mic încă în momentul de față? Cel mai mic ar fi tot acela cu, în care ne scădem de 9. Deci tot ăsta, da? Dar între ăsta și ăsta, dintre cele trei, cel mai mic este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? 7, 9 e mai mare și 8, 9 iarăși e mai mare. Dacă le eliminăm pe 6, ce devine? 12, 3, 4, 5, 57, 8, 9. Și atunci cel mai mic ar fi tot acela. Deci tot acela, da? Da, orice am face. Așa. Deci care este cel mai mic? Ăsta... Cel mai mic tot 12.345. Așa. Pentru că au coborât ordinul lor. Da. Așa. Deci dacă vrem să-l facem și mai mic, ar trebui să-l tăiem de nou. Și dacă continuăm ideea asta și acum o să-l eliminăm pe 5, ar fi 12, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Și tot acela ar fi cel mai mic. Tot acela e cel mai mic. Dacă l-am eliminat, și pe 9 și pe 8. Bun. Asta când vrem două cifre. Dar deocamdată am vrut să joc. O cifră, ok. Am vrut să joc varianta asta în care am eliminat o singură cifră, da? Pentru că acum, din ăstea care rămân, din cel mai mic, am să-l iau în discuție, pe ăla, și pe urmă să elimin pe rând câte una, probabil pe 8. Același lucru. Asta vreau să văd. Vreau să fac, să justific acest lucru din etapă în etapă. Da? Deci, bunoară, probabil că așa este. În momentul în care ne propune să scoatem câte cifre am spus? 4. 6, 7, 8 și 9. Cred că ăsta e din față. Cu siguranță. Ăsta nu cele 6, 7, 8 și 9 de la sfârșit. Nu acelea. Acelea cât mai aproape, cât exact. Mai mult avansate, care dirigează ordinul milioanelor și mai departe. Deci, nu... Cu siguranță așa e, domn profesor. Nu am cum să fac chestia asta decât dacă fac un exercițiu din aproape în aproape.
să am argument, da? Să am posibilitatea să argumentez riguros treaba asta. Deci, ele sunt de ordinul sutelor. În momentul în care am tăiat o singură cifră, apare de ordinul zecilor de milioane, da? Zecilor de milioane. Și se coboară ordinul foarte repede, deci la sute de milioane, la zeci de milioane. 1 și 2 ăsta se păstrează și se observă că eliminarea lui 9 coboară ordinul și îl face el cel mai mic, de fapt, în momentul acela. Pentru că în momentul în care lăsăm pe 9 și îl eliminăm pe 8, s-ar face mai mare număr. Iată-ne aici, 78, 79. Da? 79 este cu o unitate mai mare decât celălalt. Exact. Deci, între astea două, comparația s-a făcut și e limpede că așa stau lucrurile. Și acum, ăsta cel mai mic, la rândul îi aplicăm algoritmul acela și îl eliminăm pe 8, urmărăm să îi eliminăm pe 7 și iată, grupul ăsta eliminat de aici mă duce spre cel mai mic număr. 12.300. No, nu, el are cârdul în continuare. Da. În acestea vorbesc. În ăsta, așa. 12.345 la care lucrez cu tot grupul acela. Acum, haideți să luăm... Să știți că ăsta e cel mai mic. Deci, dacă observă copiii, asta e cel mai mic. Indiferent cum le scrie, ăsta da, e cel mai mic. Dar ei ce ar fi trebuit să facă aici? Păi cred că se gândeau ei la 6, 7, 8 și 9 să le elimine cumva. Da. Și dacă s-o dar deodată, dacă deodată spunem, eliminăm pe 6, 7, 8 și 9, cele patru, fără să facă jocul pe care ți-l-am propus eu acum, nu era decât o chestiune... Păi de... Nu, ar fi ghicit asta, fără să aibă o argumentație, fără să aibă o posibilitate să compare. Eu asta aș fi cerut. Deci, la redactare, îl tăiem pe 9. Tăindu-l pe 9, ce devine? Devine varianta asta, nu? Bun. Îl tăiem pe 8. Ce devine? Devine așa, trebuie 7. Și acum se vede, tăind o singură cifră, că cel care influențează este, sau numărul devine cel mai mic atunci când pe 9 l-am tăiat. Uh-huh. Ăstuia la rândul ei, aplicăm același algoritm. Îl tăiem pe 8? Îl tăiem pe 8, dar îl tăiem pe 8. Primul îl tăie și pe 7 și pe 6 și se justifică că cu 8 tăiat e cel mai bine. Și în felul ăsta, dar până cât ar fi avut el libertatea să taie? 4. Deci îl tai pe 9, obține un număr. Îl tai pe 8, obține un număr. Îl tai pe 7, obține un număr. Îl tai pe 6, obține un număr. Și spune, cel mai mic este ăsta. Acum, după ce a rămas cu numărul ăsta, mai elimine 3 din el. Că 3 mai era. Pe 9 l-a justificat că l-a eliminat. Că a dat cel mai mic. Urmează din numărul ăsta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 să elimine o dată pe 8 ce îi dă, o dată pe 7 adică așa și pe-o băut aici acolată cele 3 variante îl elimină pe 8 deci obține 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 îl elimină pe 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 8 îl elimină pe 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Da? Se vede care da? Așa trebuie să redacteze. Eliminăm unul din grup, eliminăm din cel mai mic, eliminăm dovadă că 8 îmi face cel mai bun serviciu, nu? Că l-am eliminat pe 8 aici a fost. Asta e cel mai mic, nu așa? Da. Bun. Și ăsta e acum, ai aplicat algoritmul de eliminare a două, a lui 6 și 7. Și tot așa. Numai că ei cred că mizează pe faptul că ei o să vadă că mai există un 6, 7, 8 și 9. Bun, dar ăsta e târziu. E târziu. Și se gândesc dacă el elimină pe aia și cred că... Bine, cei care s-au gândit la... intervenția tot aici târziu, la coadă, înseamnă că n-au în minte foarte clar influența cifrelor de la început și celor de la sfârșit. Da. Deci e clar că aici se concentrează. Da. Și 6, 7, 8, autorul când a gândit asta, sigur că
cu primul punct, să îi dă un punctaj dacă copiii se duc aici și începe jocul pentru numărul, numai până aici. Jocul numai până aici. Că restul ce s-a dat în coadă acolo e nesemnificativ, pentru că se dirigează din prima parte asta, din echipa județ. Dar tu cum l-ai fi scris, Daniel? Eu? Da, dar acum fi cinstită. Pe care le-ai fi eliminat? Nu... Numai după ce am discutat noi aici. Să fiu sincer, prima dată m-am gândit și eu la alea. Vedeți? Mai târziu, dar de la capăt. Vedeți? Nu la alea de aproape. 5, 6, 7. Deci, 6, prima 7. Dată când așa... M-am gândit la alea de atât. Mai spre final. Da, prima dată. Da. Mai spre final, dar vezi, ele practic asupra numărului, fac translația asta de patru, să spunem, poziții. Numărul se micșorează de patru ori, de zeci de mii de ori. Că e 10 la a patra, în final. Așa este. Dar acum influența este puternică aici. Este foarte puternică aici. Și cei care spuneau așa, că prin, să zicem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a fost 1, 0, 1, 1, 1, 2, puncte, puncte, și pe urmă 1, 9 și 2, 0, și care spune, le renunț pe astea patru, ultimele patru, el translează numărul, ca și cum l-ar împărți prin ordinul zecilor de mii, ca valoare. Îl translează, îl mișorează, dar nu e cel mai mic, pentru că influența puternică este făcută aici. Mai la început. 6, 7, 8, 9. Exact. Da. Deci, n-are nicio influență aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am 6, 6, 7, 8, 9. Păi da, asta zic și eu. Dacă erau tentați să îl tai pe 6, pe 7, pe 8, pe 9, să zică că ălea. Da. Ce rămâne? Eu le-aș fi comparat cu ăsta la altul. Să-l tai întâi pe ăstea și pe aceea pe ăstea și să-l scriu, să văd. Noi ne-am gândit prima dată, ălea-s ultimele. Dacă le tai pe ultimele... Dar tot trebuia să scrii un număr, să-l vezi ca și comparație cu celălalt. Dacă le tai și pe ălea de început, 6, 7, 8, 9, dacă le tai pe alea de sfârșit și tot vedeau. Așa este. Însă, în momentul în care au suficientă experiență și au înțeles că dacă tai o cifră de aici sau de la capăt, el scade ordinul cu 10, ca și cum s-ar împărți la 10, datorită faptul că o cifră este înlăturată, este un joc corect ca primă observație, însă, fiindcă se vrea cel mai mic număr, cel mai mic, da. Cel mai mic număr, da. Iată că este obligatoriu să-l tai de la sfârșit, de aici, pe nou acela, pentru că tăindu-l pe 2 sau pe 3 de la început, nu-l obțineai pe cel mai mic. Nu-l ai pe cel mai mic. Corect. Ai 13, dacă tai pe 2, ai 13. Exact. Mici, dacă tai pe 12, 13, ai 14. Dacă îl tai pe 4, ai 12, 350. E clar că numai pe cele 6, 7, 8 și 9. Deci poziția asta era importantă. Și e singurul număr cel mai mic care iese. Da. Și eu cred că era de ajuns să-l scrie că îi le dădea punctajul. Că e de două puncte tot ăsta, A, B, C. Da, era... Ei urmăreau să vadă dacă au eliminat corect. Nu trebuie să argumenteze, doar să scrie cel mai mic. Însă vreau să cred... N-am zis dacă era clar, dacă ea l-a fi făcut. Vreau să cred că nu era suficient să-l scrie. Noi nu trebuie să înțelegem că nivelul care gândim noi este și al lor valabil. Deci ei, ca să aibă posibilitatea să înțeleagă fenomenul, ar fi trebuit așa. Grupajul ăsta, ne închipuim ca și cum ar fi ăsta grupajul de numere. Eu așa aș fi raționat. În spate, ce-o fi având în spate, este un câr de cifre unde nu are atâta influență, fiind
puteau ei să raționeze asta, bă, de, la, de acolo încolo nu prea mă mai interesează, nu prea pot, pot să nu mai țin cont. Aici e punctajul. Asta-i. Eu aș fi dat aici aproape jumătate din punctaj pentru faptul că decide să se ocupe de prima parte, care este definitorie. Că s-a prins. Da. Că acolo trebuie. Așa. Iar pe urmă aș fi dat pentru fiecare eliminare câte une cifre, deci eliminarea lui 9, ce îmi rămâne? Eliminarea lui 8, ce rămâne al 7, ce rămâne al 6, rămâne, comparându-le pe cele 4 și ajunge la ăsta, pe ăsta alea de bază și iar ajunge și iar 3, numai 3 acum. Da. Da? Deci este ieșițul frumos. Este frumos, dar tu ce-i fi făcut, Daria? Ce-i fi răspuns asta? Noi nu eram acolo. Eu cu domnul profesor vedeam o soluție. Marea parte dintre copii n-ar fi făcut așa. Cu siguranță n-ar. N-ar fi făcut așa. Dar măcar numărul ar fi, da? Dar tu ești un reprezentant al lor. După ce am discutat, sigur că parcă îți vine să crezi că te-ai fi dus pe culoarul ăsta. N-am avut noi răbdare și să o tatunăm pe ea mai ales. Să vedem ea ce ar fi scris. Da. Oricum, dacă... Da, suma am forțat zi. Noi. Am forțat noi mâna peste măsură. Și n-a fost o mai în regulă. Da. Trebuia să spunem așa. Bine, bine. Hai să luăm un exemplu. Să un număr... Da. Un număr nu neapărat cu atâtea așa. Ne opream pe aici cu de la. Oricum, dacă era așa, unii făceau ambele metode. Scriam numărul așa. Dar tu ce-i fiți? Tu ce-i fiți? Lasă-mă să termin. Deci... Scriau ambele numere. Adică ambele la cinte. Adică ambele numere, eliminând 6, 7, 8, 9 din față. 6, 7, 8, 9 din spate. Și atunci dacă le scriam, așa, vedeam câte numere are ăla și câte numere are ăla. Ca număr de cifre. Da. Ca număr de cifre este același, că 4 și 4 se scot, da? Da, dar le împărțea din 3 în 3, 3 unități, nu? Deci, trei. Vrei să spui așa, Daria, că ziceai 1, deci primul număr este 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, 6 nu. 1, 0. 1, 0. 1, 1. 1, 1. 1, 2. 1, 2. 1, 3. Da. 1, 4. Da. 1, 5. Da. 1, 6. 1, 7. 1, 8. 1, 9. Și 2, 0. Și 2, 0. Și la celălalt ar fi 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 1, 5. 1, 5? Da. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. 2, 0. 2, 0, da? Da. Deci a scos pe 6, 7, 8 și 9 de la sfârșit. Așa. E clar și că se vede că... Dacă le-ai fi scris așa, aveai argument suficient, că zice, merg egal, egal, egal până aici, deodată... Văd că am 5, 1, 5, 6. Da, 5, 1... 5, 6. 5, 5... Aici ce este? 1, 6. 1, 6. Deci ce se da, rupe? Uitați, da, de acolo se uitați rupe. Uitați că acolo, dacă luăm de la sfârșit, da. Dacă ne uitam așa, copiii se uitau de la sfârșit, vedeau 2, 0, 0, 0, 2, 0. Numărul al doilea e mai mic. 9, 1. La sfârșit. 1, 1. 8, 1. 1, 1. 7, 5. 1, 1. 6, 4, 1, 1. Bine, la numărul 5, de jos 3, e mai 1, mic. 1, 4, 2, 1, 1. Daria. Finalul la numărul de jos, al doilea, e mai mic decât numărul de sus. Dar ia uite începutul, că ăla e important. 1, 2, 3, 4, 5, încep amândouă. 1, 2, 3, 4, 5. Deci vezi, dirijând de la sfârșit, ai, mic, mergi așa, mergi până într-un loc, Daria, când deodată se rupe filmul. Exact. Nu? Deci, iată că apare 1, 9. Da? Da. 1, 9, 1, 8. 0, 7, 1, 6. Deci e clar că ăsta este mai mare, ăsta e mai mic. Normal. Da. Deși pe partea asta părea că e invers raportul. Corect. Da. Da? Însă, datorită faptului că schimbarea
raportului de dominare se produce tocmai la începutul numărului, corect, atunci ăsta este mult mai mare. Da? Este mult mai mare. Păi, și, da, sigur, și așa, și așa. Deci o idee bună ai avut tu, că zi, le-aș fi scris exact în varianta asta și pe urmă le-aș fi scris și în varianta, și într-una și în cealaltă. El, eliminând echipajul 6, 7, 8 și 9. Corect. Da? Elimină pe ăștia. Și atunci constatam care e mai mare. Da. Că privindu-le cifră cu cifră, nu? Unde se produce dezechilibru, iată aici. 1,6. 51 față de 56, clar că ăla. Deci 1,6 și de coace pot să fie de acum toți mai mari. Nici nu mai contează. Deci toți să fi fost mai mari decât ăștia, ăsta este mai mare, nu? Corect. Datorită faptului că e poziția mai sus la ordinul, ce-o fi ordinul ăștia, dar nu mă pot pronunța. Da. Și l-am făcut și pe ăsta mai avem mare. Și acum, la... Trebuie neapărat să facem suma aia. Hai să facem suma. Păi dacă... Până aici, o facem așa, face. De la 1 la 9. Da? De la 1 la 9, da. Pentru așa. Suma numerelor de la 1 la 9 era... O știm să facem. O facem. Te rog aici să spui cum crezi tu câți de 1 se adaugă de aici încolo. De aici încolo? Da. Păi. Adică 11? Fără 10, da? La 11, fără 10 lăsăm deoparte pe 1, da, de acolo. La 11 avem 2 și apoi avem câte... Dar numărul, că ea-i pe tablă. 9. 10. Eu am văzut 10. Eu am văzut 9. Mai număr o dată. 10. Deci sunt 9. Ca și cum ar zice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sunt 9 deodată, dar de 1 și încă un 1 din cauza 11. Da. Deci în total sunt 10 de 1. 10 de 1, da. Și cu 1, 11. Ăsta nu l-am luat, 11. Deci practic ar fi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 de două ori. Ori de două ori, nu? Așa vine. Da. Plus 10 de al de 1. Plus 10 de al de 1. Plus 10. Da. Plus 2. Plus 10. Plus 2. Plus 2. Asta este suma. Și atunci? De la 1 la 9 e 45 întotdeauna. Da, suma. Da. Da. La 1 la 10 e 55. Și da, facem 45 ori 2. Care va fi egal cu 90 plus 12, pentru că... Da, 90 plus 10, 100, plus 2, 100. Și egal 100 ceva. Bun. Deci, practic, la asta te-ai fi discutat, eu zic. Pentru că, la urma urmei, făceai adunarea efectivă. Da, bineînțeles, și tot. Deci, deci tot te descurci. Dacă n-ai fi sezat că la 1 până la 9 se repetă de două ori, că ai în toată suma asta, din nou 1 plus 2, le adunare comutativă. Și atunci începea 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 9 și plus 1 de câte ori. Le numai, exact, numărai 1. Le numărai și tot ieșea. Deci numărai pur și simplu de la un cap la celălalt și tot de al de 1 îți ieșea. Și suma asta de la 1 la 9, uite ce frumos. 1 plus 9, primul plus ultimul, 10. 8 plus 2, 10. 7 plus 3, 10. 6 plus 4, 10. 40 plus 5, 45. Da? Și mergeam până la 11 și era... Păi dar nu, că trebuie cifrele. Nu, eu vorbeam... Eu zic suma asta de la 1 la 9, mamă. Uite ce frumos. Ne oprim de la 1 la 9. Primul cu ultimul. 1 plus 9. Uite-te. Că a scris-o de profesor. 1 plus 9. 10. 2 plus 8. 10. 3 plus 7. 10. 4 plus 6. 10. 10. 4 echipaje de câte 10? 40 și 5 au mai rămas. 45. Deci asta e foarte rapidă, ca să nu o aduni. Când începe 1 și cu 2, 3 și cu 3, 6 și cu 4, 10 și cu 5, 15, 21, 28, 36, 45. Sau cele mai chef de distributive. Dar uite ce fain e, adică folosește de chestiile astea așa. Da, deci sunt ușor de, dacă le vezi, ca exact în situația în care adun numeri. Când ai mai multe numere de adunat, faci echipajele de 10, cum? 3 și cu 7. 4 și cu 6, nu? Și ca să-ți facă 10-le și să poți da răspunsul mai rapid. Așa și aici. Hai să vedem încă la subiectul ăsta.
aș vrea să facem o discuție de la început pe el. Ce ai putea să spui, Daria? Păi, adică aveți deci autora ne-a oferit un număr, un număr foarte lung, da. Nu? Foarte mare. Da. Și ne-a dat în care să fie înțeles că am scrise parcă ar fi fost numerele la 1 la 20 unul în galb. Da. Și ne-a dat să le adunăm pe parte de la 1 la... Prima chestie să adunăm cifrele numărului acesta. Al doilea a fost... O secundă. La suma asta, cum am discutat-o, puteai să adun concret toate cifrele și să muncești așa din greu și tot ai fi reușit, dar nu puteai să observi, să ai și observația asta că de la 1 la 9 se adună de două ori, da? Și unul de câte ori îl vedem, îl numărăm, și atunci totul e și plus 2 acela, nu? 10 și cu 2, 12, deci iată-ne că aveam să reușim. Apoi ne-a dat să aflăm cel mai mic număr de 6 cifre, care se poate forma din cifrele numărului și noi am găsit 100.111. Corect, aici așa am gândit bine. Da. Apoi la C ne-a dat să vedem, toate numerele, să luăm 4, să le tăiem și să ne dea cel mai mic număr. Deci puteam tăia de oriunde 4 da. Cifre. 4 cifre să ne dea cel mai mic număr. Și noi am făcut prin încercări, să spunem așa, și am văzut care ar fi cel mai mic număr din, dacă luăm de la tăierea numerelor de o cifră. Deci de la 1 până la 9, cam bănui noi acolo va fi bătăria dată, da? Și am sesizat că 9 eliminat îl face cel mai mic, 8 eliminat îl face și dar nu-i cel mai mic, și așa mai departe, în final am sesizat că acela care l-am eliminat pe 9 da. Și că unul din ce a rămas el, și gândim pe 8, e cel mai bun pe 1 pe 7, pe 1 pe 6, și atunci numărul. O altă variantă a fost asta în care ai zis tu ce bine ar fi să scriem. Am scris numărul în care, da, în care scriem prima variantă și a doua variantă, da. Și am analizat numerele. Și știm foarte bine că numărul e dominant, începând de la ordinul cel mai aproape de vârf. Da? Deci tu vezi, egal. Nu egalul de la coadă. Da? Tu te gândești la egalul de la coadă. Nu! Nu mă frământă. De la vârf, mesajul se transmite când ne uităm de la vârf spre coadă, da? Spre sfârșit. Și atunci, de la vârf am zis, bine la început, bine, stop! Ăsta e mai mic. Că cifra de aici e mai mică decât cealaltă de poziția asta. Și de acum mă interesează. Deci cu asta trebuie să rămânem. Pentru că compararea a două numere se face cât ar fi el de mare, dacă are aceeași lungime, dacă are același număr de cifre, se face comparând cifrele de la început, două câte două. Numerele asta, ținut în minte definitiv. Chiar nu scrieți asta. Deci compararea a două numere, de aceeași lungime, subliniază, de aceeași lungime, compararea a două numere de aceeași lungime, are 6 cifre și unul și cealaltă, are 10 cifre și unul și cealaltă. Dar de aceeași lungime se face 3,4. Deci compararea numerelor de aceeași lungime se face
luând spre comparație cifrele de la începutul celor două numere. Asta merită să ținem minte din exercițiu. Nu de la sfârșit. Nu, de la început, pentru că poziția de început este definitorie. Rangul pe care îl ocupă numerele în față indică cifra cea mai mare, indică și numărul cel mai mare. Da. O altă problemă? Da, cum să nu? De aici, din cărți, avem... Ia să vedem, Daria. Daria, cere mai opinie. Mergem tot pe logică și perspicacitate sau mergem pe... Logică și perspicacitate. Bine, da. E cam sus rangul ordinul. Deci am zis să mă coborăm un pic mai jos. Eu vreau la asta. Ne ducem acolo, dar să mă agățați acolo. Știi? De ce aș zice să mai cobor un pic? Ce păcat. Mi-a dat tot unul cu picioare, apropo că am făcut-o. Într-o ogradă, sunt la oaltă 12 vaci și găini. Deci 12 capete. Da. Dacă numărăm picioarele, găsim 28. Deci capete și picioare. Da, adică Asta e clasică, cum am făcut noi. Deci... Da. E ușor. Hai să spunem că e ușor. Un merg de scaladează un zid înalt. Hai să o facem pe asta. O facem pe aia cu găinile, cu vacile și cu găinile. Tot din test, dar în traversă. Deci într-o ogradă, sunt la oaltă, 12 vaci și găini. Deci 12 capete. Dacă numărăm picioarele, găsim 28. Găini și vaci, da? Da. Iar picioare... Câte sunt? 28 picioare. În o gradă sunt, interesează numărul de găini doar. Așa. Acolo sunt și foarte ușor. Ne imaginăm că tot îți vaci. Așa. Găinile sunt drăguțe. Așa. Și facem 12 ori 4. Deci dacă toate... Dacă imaginăm că toate sunt drăguțe. Atunci 12 ori 4, da? Care ne dă 48. 12 ori 4. 48 picioare. Nu, așa nu ne dă 28, ci facem 48 minus 28, care ne dă 20 de picioare. În plus, da? Picioare în plus. Da, da. Picioare de găină. Nu, plus, doar picioare. În plus față de ce... Păi da, da, astea sunt, ar fi picioarele de găină care le avem. Nu, doar în plus. Că trebuie să împărțim acum la ceva, picioarele de găină. 20 împărțit la 2. Asta e. Așa. Deci tăiem câte două picioare de la văcuțe. Pentru că face 4 împărțit. De-aia împărțim la 2. Da. Și împărțim la 2 și ne este egal 10 picioare, 10 găină. 10 găini. N-am cat același număr de găini. Da. Deci problema a fost destul de simplu. Aș mai face o problemă de aceea de am făcut-o data trecută. Spunem așa. Că numărul picioarelor, deci în curte sunt găini și iepuri. Da? În curte sunt găini și nu, îți place așa, varianta asta. Deci în curte sunt găini și iepuri și raportul între găini și iepuri este... Iepurii sunt o treime din numărul... O treime... Deci de trei ori mai mici. Da, din numărul... Găini. Găinilor. Adică găinile sunt de... Trei ori mai mari. Trei ori mai multe. Găini egal iepuri ori trei. Da? Deci am spus că am aici o treime, da? Iepuri. Din numărul găinilor. Raportul ăsta. Raportul 1 la 3. 1 la 3. Atunci folosim... Și picioarele... Iar numărul picioarelor este...
Deci numărul picioarelor... Ia să vedem cât să dăm noi. Numărul a treia, dar după. Treiul ăsta trebuie să-l avem în grijă. Numărul a treia, da. 93. Hai să vedem cine este. Deci 93 de picioare. 93 de picioare. Deci, în curte, iepuri atât, da? Da. Găini de trei ori mai mult. Și găini de trei ori mai mult. Ok, rezolvăm prin segmente. Una, segmente. Două, trei. Îmi place. Un segment și trebuie să fac. Hai să vedem numărul picioarelor de la iepuri. Iepurii au patru picioare. Așa. Găinile ca să vedem... două picioare. O secundă, da? Perfect. Și ca să vedem numărul de picioare... Facem, transformăm... Ia să văd cum gândește aici. Dacă sunt 3 iepuri, câte picioare vor fi? 12. Adică am luat de 4 ori numărul de iepuri. De 4 ori, da? 4 ori 3. Da. Dacă sunt 7 iepuri? 7 ori 3. 7 ori 4. 7 ori 4, 28. Deci, practic, pentru a vedea numărul de picioare, segmentul ăsta de la iepuri, segmentul ăsta trebuie să vedem de 4 ori. Da. Deci, o două ori, de trei ori, de patru ori. Și acum am numărul de picioare, chiar așa zicem. Aici este numărul de picioare, ce provine de la iepuri. Ce provine de la iepuri. Și de aici e ușor. Facem 4 ori 3 care ne dă 12 și facem 93. O secundă, te grebești. Dar leagă fată. Acum hai să vedem numărul de picioare de la găini. Păi de mult mai ușor, dacă noi am aflat deja numărul de picioare de la iepuri. Păi nu l-am aflat. Cum l-am aflat? Păi da, că face 4 ori 3. Cum 4 ori 3? Deci, eu am văzut 4 segmente, ori 3 picioare, ori... Păi iepurile are 4 picioare, 4 ori 4. 4 ori 16, da. Nu te grăbi. Dar nu e asta. Păi vezi, Daria, vină lângă mine. Hello! Vină lângă mine ca să putem urmări problema. Deci, fii atent aici. Eu când am zis 7 iepuri, mi-am închipuit că aici ar fi 7 iepuri. Un număr cunoscut. 7. Iar ca să văd numărul picioarelor, trebuie să mulțesc de 4 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori și asta îmi indică numărul total de picioare care provin de la iepuri. Cât privește numărul de picioare de la găini, înseamnă că găina având câte picioare? Două. Trebuie să dublezi numărul de găini. Adică să-l fac 6 segmente. Să-l fac 6 segmente. Deci mai adăugăm 3 segmente. Deci mai adăugăm 3. 1, 2 și 3. Și abia acum, aici am numărul total de picioare care provine de la găini. Numărul total de picioare. Numărul de picioare, hai să zic așa. Numărul de picioare ce provine de la găini. Ei, și acum adunând numărul de picioare la iepuri și numărul de picioare la găini, trebuie să dau un număr, iar am aici în suspans, nu prea mă descurcam. Să vedem. Trebuia să fie un număr care să fie multiplu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un multiplu de 10. Deci nu 93. Dacă ziceai 90 de picioare, era bine. 100, 110. Puneți 90, așa. Deci 90 de picioare, da? Uh-huh. Și acum, fiindcă numărul total de picioare înseamnă de 10 ori segmentul ăsta mic, care indică numărul de iepuri. Așa. Ca să aflu numărul de iepuri, ce îi face? Păi, face 4 ori. Numărul total de picioare, 90, împărțit la câte segmente egale are acolo? În total. 10. Dar nu ți-e clar. Nu e clar. Dar eu nu știu dacă e clar și segmentele alea. De ce sunt 4 acolo? De ce le-a spus 4? Da. Hai să facem așa. Mai insist.
Datoria noastră este să insistăm... Sincer, eu cred pentru că nu e clar. În mod sigur nu e clar. Datoria noastră este să insistăm până când înțelegem. Iar tu ești unitatea de măsură a tuturor elevilor care vor privi acest... De ce a pus domn profesor 4 segmente acolo, de la un segment? De ce? De ce le-a pus așa? A vrut domn profesor? De ce le-a pus? A zis raportul 1 la 3, domn profesor. 1 la 3 a zis. 3 găini la un iepure, nu? Așa. Așa, de aici am plecat. Păi... Deci, când am început problema, așa, așa. Că raportul e 1 la 3, adică un segment reprezintă numărul de iepuri și găinile fiind de 3 ori mai multe, 3 segmente. Trei segmente. De ce a făcut un profesor atâtea segmente acolo? Când discuția a fost așa. Așa, uite, un segment, asta e numărul de iepuri. Numărul de iepuri. Da. Deci număr iepuri. Da. Și numărul de găini înseamnă să le iau de 3 ori. Una, două, trei segmente. De aici am pornit și 90 de picioare. Deci ăsta tot așa ca lungime, da. Înseamnă număr găini. Număr găini. Da. Și 90 de picioare. Atâta știa domn profesor. Și totalul picioarelor care au provenit de la găini și la iepuri? 90. 90. Ia uite. Număr total picioare. Exact. 90, azi. Egal 90. Corect. Care e raționamentul? Cum facem de acolo? De ce ați făcut atâtea segmente? De ce a făcut un profesor atâtea segmente? Păi, pentru că... Pentru că iepuri au... 4 picioare. Și noi avem informația despre picioare în total. Da. Deci vezi că autorul ne dă 90 de picioare și atunci noi ne-am zis, măi, dar de unde sunt cele 90 de picioare? Exact. Sunt de la iepuri și de la găini. Toate picioare de la iepuri și de la găini. Și atunci m-am întrebat, hai să aflu numărul de picioare de la iepuri. De asta am făcut 4 segmente, pentru că iepuri au 4 picioare. Ne raportăm la picioare. Acum noi știam că raportul era 1 la 3. Dar domnul profesor... Acum, prin segmentul ăsta am iepuri. Atâția iepuri sunt. Dacă 20 de iepuri. Da. Și ca să văd câte picioare au iepurii, înseamnă că cel 20 îl mulțesc cu de 4 ori. Pentru că ei au 4 picioare, de-aia sunt 4 segmente. La fiecare iepuri câte 4 picioare înseamnă numărul de iepuri de 4 ori înmulțit. Uite, dacă sunt 3 iepuri, ori 4, ori 4, fac 12. Deci trebuie să iau pe acesta care reprezintă numărul de iepuri, segmentul ăsta care reprezintă numărul de iepuri, se iau de 4 ori. Am o dată, al doilea, ca și cum ar fi două picioare, al treilea și al patrulea. Înmulțind numărul de iepuri cu de 4 ori, înseamnă că acum am obținut în total aici numărul de picioare care provine de la iepuri. Nu ți-e clar. Nu ți-e clar. Ți-e somn și nu ți-e clar deloc. Hai să mai facem. Dar raportul era 1 la 3. Da. Dar pentru că un singur iepure are 4 picioare, în segmentul ăla e numărul total de iepuri. Nu știm câți, că sunt 1, că 20, nu dăm profesor. Asta e. Nu știm câți, dar au 4 picioare și de aceea domnul profesor a făcut 4 segmente. Acum la găini aveam 3 segmente, dar pentru că găinile au 2 picioare, dublăm numărul segmentelor. Și deci facem 6 segmente. Deci segmentul ăsta îl mai iau încă o dată. Exact. El are de 3 ori în componență segmentul de sus, e altă poveste. Dar eu, practic, m-am făcut mai sus de numărul de iepuri, l-am luat de 4 ori, că fiecare iepuri are câte 4 picioare. Acum, fiindcă orice găină are 2 picioare, iau de 2 ori segmentul ăsta. Deci pe ăsta de aici, numărul de găini, ori 2, adică încă o dată, înseamnă că, de fapt, am prins acum lungimea acestui segment, am prins exact numărul de picioare de la găini. Mai sus am numărul de picioare de la iepuri, jos am numărul de picioare de la găini. Și sigur că aici, cum lungimea dublată este formată din 3 segmente de acela, iată că, în final, am o informație despre... Foarte clară. Despre numărul de picioare. Numărul de picioare. Total numărul de picioare. Corect. Și total numărul de picioare este 90, care înseamnă, în momentul în care sunt câte segmente de acestea? Exact. 10 segmente și... Și cât reprezintă un segment, Daria? Cât iese? La care? Aici, la problema noastră. Nu.
un segment este egal cu 90 părți la 10, care nu 9. Și acela indică ce nouă acela? Un segment. Dar ce am măsurat noi pentru un singur segment, lungimea unui segment? Ce am măsurat? Ce am figurat? Ce am desenat prin... Păi este scris. Numărul de? Iepuri. Un segment înseamnă numărul de iepuri. Înseamnă că iepuri cât sunt și găini dintre astea câte sunt. Iepuri sunt 9. Așa, deci am răspuns. Iepuri sunt 9 iepuri. Și găini sunt... Păi facem 9 ori 4. De ce ori 9 ori 4? Pentru că ei puneau 4 picioare. Da, de ce? Dar nu aveam raportul. Picioare. Vrem câte găini și câte iepuri. Câte iepuri? Da, ca să aflăm câte găini sunt. Tata, ai scârpinatul la urechea asta. Ia. Mâna dreapă. Păi iepuri, asta am zis raportul. 1 la 3. Dacă un segment, adică un segment la 3 segmente, dacă un segment reprezintă 9, înseamnă câți iepuri sunt? Că iepuri e un singur segment. Câți iepuri? 9 iepuri. Și găini câte, dacă sunt 3 segmente? De 3 ori. De 3 ori mai mult? 27. Deci e 9, găini? Găini 27. Găini 27. Deci un profesor te învață o chestie ca să fie foarte clar. Dar trebuie să o bagi un pic la cap. Deci 9 iepuri și 27 găini. Și acum facem proba. 9 înmulțim cu 4. 4 și ne dă 36 de picioare. Da? Deci proba. 9 ori 4 egal cu 36 picioare. Da, la iepuri. Și 9 ori 6. Și 27 ori 2. 27 ori 2 luăm. Da. Egal cu 54 picioare. Care total la... 90. Total. Ia mai dați-mi raport, domnule. Asta facem. Neapărat. Insistăm pe chestia asta. Trebuie să prindem, mă. Hai, Daria, hai, hai, putem. Amândouă, hai. O să poate. Ne-am prins. Gata, domn profesor, nu mai avem nicio șansă. Ia ziceți-ne la raport. Da. Deci, iepuri și găini. Da, da. Raportul? Și raportul. Vaci, raport. Lasă vacile, iepuri și găini. Raportul? 1 la 5. 1 la 5. Adică, un iepure la 5 găini. Așa. Sau un segment care se reprezintă numărul iepurilor. Atunci, 5 segmente... Prin 5 segmente pus unul de altul, înseamnă că reprezint numărul de găini, da? Nu mă credeți, 4, 5. Hai să vedem, Daria. Așa. Eu sunt maestat. Hai să vedem. Dacă sunt 4 iepuri, face 4 runde și face 4 segmente la iepuri. Bun. Ca să ne și la picioare. Dar găini este două mai multe și facem 5 ori 10 și facem încă 5 segmente la găini. Da, dar nu ne-a zis numărul de picioare, că domn profesor. Acum vă zic. Aia, domnul. Și atunci, dați numărul de picioare, că 100... apoi facem 10... Stai, stai o secundă, că eu mai da, am răspuns. Da. Așa. Facem 10 ori 2. Stai puțin, dragă, să-mi dea numărul de picioare. De ce 10 ori 2? Pentru că avem 10 segmente. Păi n-ai făcut 2. Ai făcut 5. Păi da. 5 și mi-ai făcut încă 5, ai 10 segmente. De ce mai ai 10, 10 ori 2? Nu pentru 10. Că găinile au două picioare. Păi nu, ai prins deja când ai făcut, când ai dublat. Încă 5, dublat numărul. Ai făcut ori 2. Da? Da, deci ori de picioare câte, domn profesor? 280. Ah, v-ați dus bine, domn profesor. 280 de picioare. Eu lucrez, Daria, hai repede. Facem 280 împărțit la 14. Așa. Și 280 împărțit la 14, împărțit la 14. Mare șmecherie. Da. De chiar jumătatea. Hai, fă ca împărțirea ca să nu... Termina. Shhh! 280, hai. 120. 20. 20, mama. 280, facem împărțirea, uite, 280 împărțit la 14. 14 în 28 merge de 2 ori. 28. Coborâm de 0, 0. 0,20. Deci este 20 de ce? 20 de ce? De ce? Nu de capete, 20 de, da. Capete. De un segment. De un singur segment. Care înseamnă iepuri. Păi de ce ai zis 20 de iepuri deodată? 20 iepuri, domn profesor. Da. Deci segmentul acela micuț însemna numărul de iepuri. Corect. Deci 20 de iepuri. Și găini câte? Găini câte? Găini
Da. Păi de 5 ori. Sigur, de 5 ori, că raportul era 1 la 5. Da? 5 ori 2, 100 de găini. Da. Și acum facem proba. Noi facem 20 ori 4, ne dă 80, plus 200. Și ne dă 280. 280. Perfect. Perfect. Dar înțelege, domnul. Da, ușor înțelegem. Da. Încă o problemă, repede, tot așa. Repede, să vedem cine lucrează mai repede, domnul profesor. Așa. Raportul, dacă deci, mai bastru. Raportul între găini și iepuri este de 1 la 6. 1 la 6. Domnul profesor, să-i întrebim. Numărul de picioare? Așa, 1 la 6. Nu-i spuneți, domnul profesor. Da, da. Spuneți, dar vă rog eu. Hai, tu scrie, pa. Așa. 320. Hai, tu lucrează! Hai, hai, hai! 320. Hai, domnul! Gata, gata, gata! Gata, gata, ușor, că se filmează. 20 de iepuri! Așa, este 20 de iepuri și... Și găini? Și 120 de găini. 120 de găini, da? Vedeți proba dacă merge? Merge, merge, da? 80 și cu 240 merge. Bun, bun. Asta înseamnă că am început să prindem. Asta înseamnă da, să vă dau un alt raport. Asta înseamnă că am bătut-o pe mamă. Asta. Da. Deci, să zicem așa. Spune. 2 la 3. 2 la 3. Așa. Deci 2, 3. 2 la 3 din corect. Da, da, da. Hai să luăm... mai încet. 1 la 7. Haideți, domnul profesor. Dar deci m-am făcut mai întâi și apoi mai comentează. 1 la 7. Deci un... Numărul e... Numărul de picioare? Picioare. Da. 360. 360 ne-a dat? Da. Da. Bă, am înțeles, tot are. Am terminat. Da, nu, nu mai terminat. Da, cum se termină? Da, nu, am terminat. Te bagă pe tine în... Am terminat un profesor, n-am ce să stres. N-am mai terminat. Minte, domnule. Am scris. Problema asta mi se pare chiar frumoasă, interesantă, pentru că în comparație cu cea care indică numărul capetelor, da, care stas, aici raportul acesta, el, în loc de a preciza numărul capetelor, dau raportul care există între cele două categorii. Și aici el trebuie să vadă că numărul picioarelor fiind dat, raportul respectiv și ținând cont că două... dublura așa, se duce pur și simplu într-un anumit raport la picioare. Află numărul picioarelor care provin de la găini, de la iepuri și atunci problema este interesantă, foarte interesant chiar. Dar de ce are Păi hai, Roma, că m-am plictisit. Hai, puțin, eu mă gândim. Da. Acum facem una mai tare. 2 la 3 eu vreau. Nu? Trebuie să-i vrea 2 la 3, nu? Nu. Nu-i timpul încă. Știi, puteți să învățăm fracții. Da. Presăm prea mult. Trebuie să păstrăm proporția. Dar ceva se întâmplă aici, de ea nu mai raționează corect. Câte segmente ai făcut? Ia să vedem segmentele, câte sunt. Păi am făcut 4 la iepuri. Da.
și la găini, dacă găinile zici... este 7 ori. Am pus 14. Așa, și cu 4? Da. Și 14 plus 4, 18. 36 împărțit la 18? 36 împărțit la 18 și... Păi 36 e dublul 18. Face 20. E 2 și cu 0 din capăt, 2 e 20. Tot 20 e un segment. Și atunci e păr 20, găini, 7 ori 20. Deci 360 împărțit la 18 e egal cu 20. Și găini 7 ori... 7 ori 20, 140. Într-o... Ia altă problemă, într-un da? Cartier. Hai să scriem. Într-un cartier sunt vile de 3 și de 5. Nu. Raportul lor este de 1 la 3. Raportul celor de 3 în raport cu cele de 5. 1 la 3. 1 la 3. Adică cele... Care e raport? Deci, raportul 3, celor de 3 în raport cu cele de 5, adică... Adică cele de 5 sunt de 3 ori mai mult. De 3 ori mai mult. Cele de 5 camere. Am înțeles că n-am înțeles. Deci cele de 3 camere sunt mai puține. E da, unul. Da, 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 da. 3 camere, 3 camere, cam, deci un 3, singur segment. 3 camere, un singur segment. 5 camere, 3 segmente. De 3 ori. Așa. Așa. Bun. Numărul total de camere. Numărul camerelor. Uh, 480. Câte de 3, câte de 5, nu? Câte de 3, câte de 5. 1 la 3, azi. Câte camere total? 400... 480 camere.